v-ați dat seama în ce mașină suntem, pentru că vlogul ăsta o să fie postat după ce postează Zbur, vlogul în care anunță că a luat-o. Nu mai pleacă. Gata, am pornit. Vlogul ăsta e un vlog foarte spontan și credeți-mă, vă rog. Oh, a întâia, nu a treia. Trebuie să avem puțin grijă cu ea, că e o mașină joasă. Vlogul ăsta e foarte spontan. Să schimb și viteza. Mamă, pur niște ștergătoarele, nu știu ce se întâmplă. Bă, sunt puțin agitat, sincer, pentru că v-am spus, vlogul ăsta e destul de spontan. Am întâlnit cu Zbur, l-am văzut că e la reacția la mașina lui Eddie. Deci, mamă, ce mașina asta, Zbur, ți-ai luat-o? Da. Poți să o duci, te rog frumos, într-un loc de parcare? Și am zis, păi nu profit și eu de oportunitatea asta să fac un vlog. El nu știe. Și vreau să-i facem un prank că i-am bușit mașina, dar momentan hai să vă arăt despre ce mașină e vorba. O să mergem pe un drum cu care și cu mașina mea ating. Mașina asta e foarte joasă. A atins un pic. Am pornit o alarmă! Cât de gălăgioasă e mașina asta, nu-mi vine să cred! Am emoții la fiecare speed bump. Și asta din spate este noua mașina lui Zbur pe care a cumpărat-o. Ca să vă pun puțin la curent cu ce o să facem în clipul de astăzi, o să vreau să-i facem un prank lui Zbur, pentru că abia și-a luat mașina, am văzut că i-a luat reacția lui Eddie și eram și eu acolo și mie nu mi-a luat reacția, așa că Zbur, să știi că dacă vezi asta, eu acum încerc să te duc într-un carusel de ăsta de emoții, că băi, am dat mașina la robinet, sper să nu se întâmple nimic. Dar hai să vă arăt puțin și despre ce e vorba. Probabil ați văzut ușa aia care stă așa. Mie mi se pare tare, e tare ca gen. Și asta, op, așa, face așa. Mă rog, acum hai să lăsăm pasta jos, o lăsăm doar pe aia deschisă. E vorba de un E46, mai bun, o mașină din, nu știu, cred că e 2000, anul 2001, 2002, 2003, habar n-am. Avem niște jante tare rău de tot. Jante care mi-ar plăcea și mie să le am pe mașină. Bur, vrei să facem o combinație? Îți dau capacele mele de bere de la mașină, că asta sunt de fapt. Îmi dai și mie frumoasele astea. Doamne, voi cum arată mașina asta? Are pachet de M. Adică veniți în coadă. De motorizare, nu știu ce motorizare are, dar avem evacuarea asta care cred că este doar pe M3 și avem aici badge-ul de M3. Într-adevăr, mașina asta nu e un M3 real, pentru că am dat cu ea, fuge, dar nu fuge ca un M3. Culoarea este un negru mat pe care nu știu dacă să o fac și eu pe mașina mea, pentru că se vede praful pe ea și eu vreau cumva să ies în evidență. Mă gândeam la un galben din ăla foarte strălucitor, dar acum avem pragurile astea, mai de lume era să dau cu capul de ușa asta, că am uitat că se deschide în sus. Se pare genial. Oare cum să faci chestia asta? E tare să faci chestia asta? Să fac și eu chestia asta, nu știu. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii dacă vreți să vedeți mașina mea cu butterfly door sau Lambo door sau cum vreți voi să-i ziceți. Încă o chestie tare pe care o are mașina asta, băi, e decapotabilă. Voi vă dați seama cum vă plimbați seara cu asta în București, muzica în blană, da, ca să ducem cu călărismul până la capăt. Muzica în blană, frumos, și știți unde mergeți, direct în Constituție cu mașina asta, dați de un rar acolo și vă ia talonul, plecați cu mașina pe targa de acolo. Eu personal asta aș face. Interiorul frumos e beige. Băi, nu vreau să vă prezint foarte pe detaliu mașina asta, pentru că probabil o să facă Zbur asta și o să vedeți în vlogul lui. Aripa de aici e... Mamă, se și miște. Ce-mi place rău la mașina asta. Iarăși am ajuns în zona de spate. Evacuarea, frate. Hai să vă arăt. Hei, băieți, sunteți pregătiți să auziți mașina cum se aude? Să deranjăm oamenii care sunt aici. Dar hai să trecem direct la prank, pentru că până la urmă de asta ați intrat pe vlog, să vă prezint eu mașina. Cum o să începem asta? Trebuie să fac o poză la mașină, după aia să o bag în Photoshop și cumva să o distrug. Pentru că nu vreau să iau o poză cu o mașină random de pe internet, pentru că vă dați seama că o să se prindă, pentru că el are o decapotabilă, e culoare negru mat, știe ce culoare au jantele, așa că ca să fie totul mai credibil, o să stau și o să lucrez eu la poză. Mamă, fii atent care și Angel Eyes. Mă rog, irelevant. Hai să luăm repede poza cu mașina. Bă, o poză din asta cum ar trebui să o fac? Hai să o duc lângă stâlpul ăsta, să pară că am intrat în el, nu? Chiar vreau să fac asta bine, pentru că am pierdut cheia. Vă dați seama că Zbur se așteaptă ca eu acum că am primit mașina asta și vă rog frumos să mă credeți că Zbur nu știe că fac asta. Adică nu i-am ținut mașina și i-am zis, bă, pot să fac și eu un vlog cu ea, un vlog în care să fac un prank, am stricat eu mașina. Nu s-a întâmplat așa și vreau să mă credeți pe cuvânt. Păi că lui chiar bagă recea mea, nu? O să zic că făceam cerculețe și că am intrat în stâlp, corect? Ghidează-mă și pe mine să fiu foarte aproape de stâlp, dar nu în el. Mai dai un pic. Lasă-mă că mai e un pic de loc, că nu trebuie să ating aia, trebuie doar să fie aproape. Da, mă, da, e bun. Acum trebuie să fac repede poza. Dacă o fac de aici, pare că am dat în ea. Gata, am făcut poza. O aveți și voi acum atașată pe ecran și hai să vedem ce reușesc să fac încât să stric mașina. Dragoș, crezi că o să reușesc? Da. Bun. Asta puțin și m-am chinuit să fac poza pentru că mi-era frică să nu o dau într-o extremă în care să nu mai pară credibilă. Așa că am modificat un pic la ea și ăsta este rezultatul final. Hai să vedem dacă puneți burbotul sau nu. Gata, m-am făcut o poză care, din punctul meu de vedere, pare reală. Adică dacă aș vedea-o, m-aș panica destul de mult. Stați că am stat ceva timp aici, într-o poziție destul de neinconfortabilă, dar inconfortabilă, de fapt, trebuia să spun. Hai să-l sunăm pe Zbur și să-i luăm reacția. Nu știu dacă-l sunăm pe FaceTime, pentru că dacă suni un vlogger pe FaceTime, se prinde, frate, că-i faci prank. O să-l sunăm și o să zic, frate, vino în cartier că ți-am distrus mașina. Și cum am spus la începutul vlogului, Zbur a plecat la mall, deci probabil o să ajungă puțin mai pe seară în cartier, dar dacă-i zic, i-am bușit mașina, probabil o să urgenteze și sper eu că o să vină destul de repede. Acum, hai să vedem ce reacție o să aibă Zbur. Bună, Monica. Tu nu trebuia să ne prinzi făcând asta. Nu. Mi-a dat să o parchez, să o duc la Eddie. Și nu știi locul de parcare. Și asta, dar acum îi fac un prank, dar te rog să nu-i zic. Da, o să zic că i-am bușit mașina și acum am editat o poză. Vrei să arăt poza?
Ce zici, pică? Păi, o dai așa când e în mers. Poate că se prinde, nu știu. Poate că e ce, bă, dai. Eu lăsai o jumătate de oră și el deja o buși. Dacă o dai în timp ce conduce, nu cred că e, nu vede prea mult. Exact cum am făcut el cu Dorian. Exact asta o să fac. Mersi frumos, Monica. Te rog să nu-i spui. A venit momentul să-l sunăm pe zbâr. Nu-l sunăm pe FaceTime. N-am cum să-l sun pe FaceTime, că o să mă pună seara mașina pe cameră. Sună pe normal. Bă, ce faci? Uite, mănânc. Când te întorci în cartier? Am venit aici în parcare că la mall-ul nou nu găseam locul lui Edi și am zis să mai stau un pic cu mașina până te întorci. Eu nu voiam să ți-o las așa pe locul de parcare și am vrut să plec și mi-a fugit mașina de cur. Ce ai intrat? Într-un stâlp de aici. Uite, stai așa să-i fac acum o poză să-ți trimit. Stai să mă dau jos din ea. Ia, uite, stai. Bă, lovită rău nu e, gen, pot să, și sunt conștient că o să plătesc eu asta, gen. E farul, capota, parbrizul că a dat tovarășul meu cu capul și cam atât, bara nu prea are chestii, gen. Mamă, să va cum n-a reușit. Nu știu, dar eu nu vreau să mai stau atât de mult aici pentru că-s copii care mă filmează. E ok dacă plec și mă întorc cu tine cu geul și o tragem sau facem ceva? Că de pornit, nu știu dacă vreau să o pornim, că nu știu dacă s-a spart ceva pe sub ea, nu m-am uitat. Mamă, dar se umflă colantul? De colan nu știu ce s-a întâmplat, s-a tras un pic de acolo, că era farul și am dat să-l dau jos, știi? Și era cumva lipit prost cu farul și a ieșit și el. Ce-și dea de la Cosmo, nu comentarea, nu nimic? M-a filmat oamenii, dar gen, nu știu. Agitație mare n-a fost, doar erau niște copii aici afară, nu erau mulți oameni. Dacă e să postezi ceva clipuri pe TikTok, putem să facem cumva să le dăm jos? Da. Bine. Da. Lasă-le acolo, ce drag să fac. Bine, păi las, nu pot să las mașina aici. Stau aici și te aștept până vii? Eu stau în parcare la mine, bagă între alea două. Hai că văd. Bine. Bine, pa. Bă, ești prost, tremur și aproape mi-au dat lacrimile în mie. Da. Nu pornește. Bă, două. Uite, fii atent, stai așa că încerc să o pornesc acum cu tine să auzi. Radio a pornit. Tu să-și piciorul pe ambreiaj, pe ăștia? Da, am piciorul pe ambreiaj, frână e pe liber, uite, îi dau iarăși. Da. Dar pornește și se oprește instant. Ia, stai că mai încerc o dată. Nu, nu merge. Dar nu pot, că nu știu, zic că sigur te aștept, că are, nu el te aștept să pornești Dacia. A, ba da, hai că-l sun pe Daniel. Bun și eu? Între timp s-a făcut seara, cred că mai bine filmam, stau 24 de ore în mașina lui zbâr. Bine, real n-am stat 24, dar să tot fie vreo 4 ore de când îl așteptăm. Așa că am luat mașina, o punem în fața casei lui să-l așteptăm să ajungă. Fii atent, nici măcar nu pun pe locul lui de parcare, o pun pe altul. Opa. Ce drept am parcat mașina cu fața și el când o să vină? Probabil instinctul lui nu o să fie să stai să parchezi și după aia vin să mă uit. Nu, o să se uite din mașină, bănuiesc. Dar oricum, sincer să fiu, nu știu dacă am mușcat-o în totalitate. Nu vreau să vă mint, să vă zic, mamă frate, cât de entuziasmat sunt. Sunt 100% sigur că zbâr nu s-a prins de prank și așa mai departe. Acum vedem dacă o joacă măcar pentru vlog sau nu. Ce-i Robi? Bă, bine, e acolo, parcat în față, pe loc. Hai să vedem. Wow, cum mă așteptam. Chiar credeai că o mușc? Am zis să încerc. Bă, chiar e tare mașina, să știi. Azi chiar m-am dat mult cu ea. Bă, eu am se aude tare, e joasă, îmi place tot la ea. Bă, gen, eu am luat-o și m-am dat azi, nu știu, cred că 40 de minute, 50 de minute. Bă, și m-a durut capul de la soare în ultimul hal. Gen, chiar cred că am făcut insolație, deci nu mai puteam, bă, deci m-a luat capul de efectiv, nu mai puteam. Vrei să tu mai parchezi? Chiar că mă descurc, nu mai lasă decât să mă lipsesc.